Salutare, prieteni! Bine v-am găsit! Bună seara! Sau bună ziua! Prieteni, am pus cu Alinul la cașele, dar o să le șterg din nou. Asta și Alina, am zis, hai să le punem o dată, că nu mai suportam. Am găsit bucata asta mică, Mihaela s-a dus prin garaj, că de superam că nu mai erau. Pentru că așa, că larg lucru și nu-l pui atunci la loc, să distruge. În sfârșit le-am pus. A pus și Alina, am zis să nu mai stea, că deja îl ia durerea de dinți. Pentru că știți care e probleme cu dantragiul, să bată vântul, dar am zis să le strâng eu bine, să stau jos, să nu mai fie aici astăvat. Mai bine așa, e mult mai bine așa. Să le bat, să le șterg și gata, cu celălalt lucru de mână. Eu am dat bani pe ei când au plecat așa la vacanță, am îndoit bani la culeu, le-am cumpărat la toate forțele. Și și-au bătut joc ei, nu-i uite cum am ajuns la lor. Eu am măturat curtea și uitați, am vopsit bordurile cu taxiul care a rămas de la ușă, mai știți? Toate. Și uite ce a făcut o pisică. Uite aici. A sărit o pisică din pom și mi-a călcat aici. Uite. Să ducă și pisica aia unde s-a dus toate pisicile din lume. Trebuie să lasă să usuce și mai dau o dată acolo. Tot facem, papi, și nu mai terminăm. Niciodată. După Paște terminăm, doamna Angela. Lasă, m-am supărat. Și când terminăm? Mercuri. Mercuri, gata. Curat-o, măturică, măturică. Trebuie să dăm după aia cu jetul de apă acolo. Da. Mă arată mai bine cu placajul ăla. A, și când era poarta goală să ne ia totul. Nu era. Da. Arată, dai mai bine. E un colin, nu s-a uscat, trebuie de aia. Trebuie de aia, da. Uite, pleacă și la vișină. Vrea paleta, unii a dat-o să prăjim carnea. O singură paletă cu coadă, unii are 10 de alea. 10 palete colonice de folosit, de le ascunde acolo. Și cele palete a trebuit-o pe Georgiana. Fămasul. A rămas fără paletă, când sunt ei, mi-au luat și paharele care aveam în cutii sus în casă. Au luat și cutiile cu pahare, da? Și cum colonia a lăsat două pahare, ea într-un picior mare așa de designer cum ar fi, le-a trândit în voișor două mici și i-au luat pe ei mie, ei noi. Și cere paleta. A cerit-o de la Mihaela de câteva ori, acum drumeze-o pe Georgiana pe filmare, să ceară paleta. Femeia asta e nebună, ea crede că toată alea ce a rămas, vasele, să aibă numai ea. Eu am luat-o de la zero, adică să cumpăr tot. Și tău. Să cumpăr tot ce îmi trebuie, tot de la zero, de la lingură. Mi-am luat. De ce? Au atâta ură. Uite, eu dai și gata. Și ai zis că nu sunt bolțari. Ce bolțari? Eu nici nu am văzut. Aia ce sunt? Uite bolțari pe ăla. Hai să le filmezi cu bolțari. Numai aia. De formă, cred că am să proba. Vrei să-i le tăi cu socuri acum? Da. Vrei? Da. Și paleta sus, strâng cu ciocanul sau da. Pe bucăți? Vrei așa paleta? Chiar vreau. Vrei? Da. Să o iei din casă să strâng. Da, să-i zici, da, paletă, tată. De noi faci de acum încolo numai așa, să vezi. Auzi? Uite, e unealta chiar la picioare. Nu te ispitește unealta aia un pic. Ha? Nu te ispitește ciocanul la un pic. La paletă, saturați-vă. Stai că mai am două șrupe să le mai bagi pe aceea să nu mai rămână. Am luat voxaua ta pe mine. Auzi? Pune-i lui Leo acolo și toacă-i. Tot pe ăla, că mi-e foarte ciocan. Nu mai e nicio cârpă udă, că bag eu jetul să spăl pe jos și să le spăl cu totul. Nu, păi nu. Să ia cu jetul imediat. Nu, dar le șterg cu cârpa oricum. Le ai cu jetul, dar le dau eu. Trebuie să le strâng ăștia să nu mai pică, să nu mai pică, să bagă botul. Să mai bagă aici câteva jos, nu? Da. Că mică iar să bagă câinile cu botul. Auzi, ce trebuia să-i faci? Să-i trântești alea în garaj și să spui că le adormă câinii. Vrei să-i fac? Da. Vrei? Da. Păi vrei? Ce, nu ne-am sigilat atâția ani, sigilăm acum. Nu, și plus ursul. Că nu mai e vorba, nu e vorba neapărat de ei, e vorba și de ursul. Ce facem cu ursul? Dacă ursul are camera acolo în casa mică, sigilăm și pe ursul acolo. Pierdui și urmă. Eu ți le-am adunat, uite-le aici. E căzut dincolo. Uite-l. Nu, mai e căzut. Nu, unde? Timpul, deci v-am zis, prieteni, azi n-a stat nimeni degeaba. Ai am avut fiecare... Și plus de
Am avut fiecare cât o treabă. Alina a făcut dulapurile. Am stat și un pic în pat. Am stat din el, cum mai puteam. Îmi plădea capul din el. Nu mai pot. Blestimile lor mă răsucesc. Mă, Mihaela, aici nu mai e bani. O să-mi spun. Nu mai e. De ce nu s-a nimerit aici poziția? Chiar nu știu. Auzi, dar dacă tot... Mergi. Ăsta lăsăm așa? Ce? Trebuia să furăm o bucată de mână, dacă tot e... Avem. A, avem? Avem la mic, uite, bucata aia, tai din ea imediat. Dar mai trebuie... Îmi trebuia de alea, știi? Are ciuri de alea, să le leg. Da. Ca să mai... Da, n-ai cum. N-ai cum, că n-avem de alea. Lasă că văd cum mă leg acolo. Altă dată, lasă că-i de ajuns. Bine că l-ai pus la loc. Sunt puse la loc, bordurile sunt vopsite, curat în foișor. Ei, mai trebuie un motru, un mop, o să dau după aia. Am făcut prieteni, stați să vă arăt. Și dulapurile alea le-a făcut Alin, s-a chinuit de azi de dimineață să le facă. Ia uitați, le-a vopsit și el. Am mai făcut și la curent aici, legat nu știu cum curentul. Am cumpărat-o de-asta. Ca un aragaz pentru foișor. Mai avem un corp de ăsta, o să facem chiuvetă. Fiecare a făcut o ocupație. Am zis să terminăm, că gata. Ne bate Paștele la ușă. Trebuie să le fac de terminare, nu trebuie să lași locul neînceput. Ai văzut cum s-a pierdut și cheița și tot mică care a cumpărat Alina? Și papagalul ăla, l-ai mai găsit? Nu l-ai mai găsit. Nu, nici ăla. Bă, aia e de la trusă. A, pe bine că e și asta, dacă nu era asta. La trusă mai are. Eu început să-mi să le bat cu ciucat. Da, la trusă mai trusa are, de la dar aveți grijă să nu le pierdeți. Numai că le ținem ascunse. Nu mașină să s-o pui Mihaela. Da. Mai bate vântuță. Bate și vântuță și aiurea rău. Degeaba și pică din fum o grămadă de... Muzele n-ai ce să bat. Ce tu pică din pom, ce e? Sau cum, cireșele și nu putem să luăm la copii, arătat. Bine că arunc. Gata! Ai treabă pe mai târziu, serios să vei. Știi? Te cococi tu aici să cireșe la copii. Să aduni într-un colț. Da, 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 pentru mine, mie el ai gravidă. Și Doamne, nu sunt. Aici ba, și da, da. Chiar nu sunt. Bă, unde te-o să iei? Pe după. Pe după. Și ia cireșe. Da, bună idee. Serios, dacă tragi dubă acolo ajungi. Da, hai, tragem noi mașina. Ce mai tată! Nu trage. Vino, trage mașina. Ce? Să bage cătă, duba, să se urce să ia cireșe. Să urce, să ne dea cireșe. Să vede altceva, mă, mai îngrijit, așa, mai frumos. Poliția să bagi gunoi în cul, te-ai zis. Până la lunile. Lunile, da. Vă scurba. Îl băga să sară, îl las cul. Gata, nu? Da. Bine că le-a luni. E bine și atunci. Bine că nu ne-a peste o lună. Noi ai zis că le mulțumim. Ne mulțumim la oameni că le-a luni cu noi. Lasă-l acolo. Bă, ce face Alin cu puișorul ăsta? Ce o să facă aici să pună masa, că aici e praf tot timpul, scamie care e tot timpul. Nu ce, trebuie spatele la închis, măcar spatele. Trebuia, dar când îl mai închidem, că vine Paște. Cu ce să mai pui masa, că vine tot praful, tot din salcâm, toate fundurile. Păi da, dar nu mai avem când să-l mai închidem. Nu mai avem, dar nu poți să stai. Că n-ai cum să stai. E curent, e curent, te rupe la urechi, la ochi. Păi luați astea, să intră din în curte. Stai. Cum stai acolo la masă? Ține-te poartă. Și tu mai bine stai afară. Ia, trage poartă. Stai acolo, dar nu te dai jos. Haide, bagă. Ho, nu te duci încolo.
acum am văzut de un problem. Mai în parte și trebuie să te duce. Nu am o scară, nu știu, că nu mai e greu și gata la fel. Stai că m-ați încuiat. Davi, du-te în curte. Ce să punem foișorul tău? Ce facem în linie cu foișorul? Unde e la mașina ta? În casă. Ce v-ar fi acolo? Ce-ți cu el? Ce-ți cu el? Nu-i lasă un cigăt. Nu. Du-te chiar, hai. Hai du-te. Ce ne trebuie? Du-te că mai facem după aia. Lasă că filmează Olimpă de acum. Pe masă sau pe fie? Dar de unde e Stalin? Nu, e murdar. Lasă că Silviu. Știu că eu pune cu murdar pe partea asta în curte. Pe oricură după aia. Eu o păcat, nu știu ce.